Rata anuală a inflației continuă să scadă, astfel că în luna mai a ajuns la 10,6%. În continuare, însă, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la produsele de bază, precum sahăr, ulei, pâine sau ouă, dar și la gaze și energie electrică. Vedem o creștere a prețurilor și la transporturile cu avionul de aproape 46%. Despre trendul descendent al inflației, dar și la ce să ne așteptăm din prisma scumpirilor, discutăm cu Adrian Negrescu, analist financiar. Bună dimineața, mulțumesc tare mult! Bună dimineața, bine v-am găsit! Iată așadar, inflație în continuă scădere, așa cum estimau de altfel și cei de la BNR încă de la începutul anului, dar rămân ridicate prețurile la alimentele de bază, energie electrică și gaze. Aici, cam cât timp vor rămâne în această zonă și la ce să ne așteptăm în perioada următoare, domnule Ne? Da, mărfurile alimentare, în special alimentele, văd că se scumpesc în continuare cu 18%, ceea ce este foarte mult la raportat la puterea de cumpărare. Și atenție, mie mi se pare foarte, foarte important faptul că serviciile sunt din ce în ce mai scumpe, 11%. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a populației este puternic afectată și în momentul de față. Singura veste bună este că aceste scumpiri se vor atenua în a doua parte anului, iar din luna iulie, august încolo, e posibil să vedem o inflație sub 10%, adică undeva între 8 și 9%. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că prețurile vor continua să crească. Să nu ne amăgim că vom vedea ieftinire, în niciun caz. Deci prețurile vor continua să crească, dar nu cu asemenea rate de scumpiri, cum am văzut în toamna anului trecut, în primăvara acestui an. Iată această inflație în continuă scădere. Știm că în următoarea lună, luna iulie, urmează să aflăm noul indice IRCC, nu? De la bănci, pentru că știm că apare o dată la 3 luni. Vom vedea și acolo o scădere, așa cum se estima inițial, și cât de mare? Adică cam cum se va resimți în buzunarele românilor cu credite la bănci? Ai spune să nu ne îmbătăm cu apă rece, ratele bancare vor continua să fie la un nivel ridicat până cel mai devreme în primăvara anului viitor. Nu văd în momentul de față o scădere a IRCC-ului și a roborului sub nivelul de 6,5%, decât probabil în prima parte a anului viitor, odată cu o potențială decizie a Băncii Naționale de a reduce dobânda cheie. De ce? Pentru că în continuare dobânzile sunt sub nivelul inflației, adică din această perspectivă nu ne așteptăm la schimbări semnificative, astfel încât românii care au credite să trebuie să mai strângă cureaua măcar câteva luni de acum încolo, până când vom vedea într-adevăr o gură de oxigen, o scădere semnificativă a indicelui robor și a IRCC-ului. Câteva luni oricum sună mai bine decât un an sau doi. Mulțumim. Da, e o veste bună până la urma urmei. Da. Ușor, ușor lucrurile se așează, dar mai durează și nu este exclus ca în toamnă, atenție, în toamnă, să vedem din nou scumpiri la energie și gaze, da? Pentru că va veni sezonul rece și întotdeauna în preajma sezonului rece încep speculațiile pe prețul gazelor, pe prețul carburanților, pe prețul energiei și de aceea trebuie să fim pregătiți și sper ca noul guvern să ia măsuri pentru a se asigura că are resurse necesare pentru a nu reporni inflația, această taxă care ne afectează pe toți. Există așadar și acest risc, iată, să ne trezim cu o nouă creștere a inflației, de să nu ne culcăm pe ureche. Da, cu siguranță trebuie să urmăm o politică a pașilor mărunți. Ne aducem aminte de cineva care spunea chestia asta, în așa fel încât să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile. Evoluțiile sunt volatile, inclusiv în piața petrolului, acolo unde vedem o scumpire de 3% astăzi și vedem cum OPEC, Organizația Producătorilor de Petrol, reduce puternic producția, special pentru a forța scumpirea carburanților, a motorinei și benzinei. Bineînțeles că vor să facă mai mulți bani și prin scăderea producției asta încearcă de fapt să facă. Deci nu există o prognoză care să fie universal valabilă, adică să mergem înspre bine, pentru că nu știi niciodată ce se va întâmpla, mai cu seamă că sunt zvonuri din ce în ce mai puternice legate de recesiune. Și recesiune înseamnă, din păcate, și o creștere de prețuri pe anumite segmente.